Василика. Шега слова повести спри юбилия ми. Тът си мини. Шо? На тъй трън кътам трит. Дежан трезеш чеба спри патру зич. Ама ви мену ти би. Шо пресед спри чрез чинч мари биле. Прима и биле. Меджам удат пи страде. Шам везуто. И да тъй формула са и рани куце. Нягра. Шо я сигур. Шо ми фос милев дия. Шам на топ мини. Și la un moment dat, m-am îndrăgostit de ea. Dar ea era altea, era mică și avea blană și era neagră. Și făcea, scotea limba afară și făcea... Nu înțelegeam, de ce făcea așa iubita mea? Și când eram în casă și venea cineva, făcea, hum, 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 dar de ce făcea așa, nu înțeleg. Și tot timpul, uneori, ham, ham, ham. Și vrea tot timpul afară, dar nu înțelegeam de ce vrea afară. Și când ajungeam afară, iar ridica un picior pe copac, ca la toaletă, dar nu înțelegeam de ce face așa. Și la un moment dat, am murit iubita mea. Am plâns două ani. Am plâns jumate de an. Și mi-a plăcut de ea, că a făcut ham ham, ham ham, ham ham, făcea toată ziua ham ham, dar era foarte bună la suflet, iubita mea, și era foarte cu minte, și niciodată nu mă înșela, niciodată, și căuta tot timpul mâncare la mine. A doua, vă povestesc a doua iubit, a doua iubita mea, voi mă duceam, am intrat într-un bar și am găsit-o pe ea, încolo în bar. Uneori de la ea mirosea vodka, alteori mirosea a bere de la ea, alteori mirosea a vin, coniac, dar tot timpul îmi plăcea că oricât de mult o aveam și când mă sărutam cu ea, ea îmi dădea o stare așa, îmi venea să dor. Mă îmbătam chiar mă îmbătam, dar nu înțelegeam de ce mă îmbăt. Iubita mea asta-i. Era atât de frumoasă și atât de plăcut mirositoare. Mai ales îmi plăcea atunci când mirosea a bere de la ea. Dar, la un moment dat, ea, așa de tare mă iubea pe mine, încât mă izola de toți din jurul meu. Și ciudat chestia asta s-a petrecut. Că nimeni nu mai vrea să stă. Mirosea de la mine, dormeam nopțile, eram tot timpul beat, eram într-o stare de noastră și nu înțelegeam de la ce se întâmplă. Și la un moment dat am renunțat la ea pentru că am zis că iubita mea asta nu mai pot. E prea dificil de trăit cu așa o iubită. A trebuit iubit. Păi mă scol, mă uit în oglindă și-o văd, dar seamănă cu mine. Are barbă, are chiar păr sub braț. Și când mă dorm. Și ea, sfărăie, când dragobeșine și ea se beșește. Păi ce fel de iubită e asta? Dar m-am îndrăgostit de ea. Și sunt în baie și mă uit la mine. Și văd părul de pe piept a ei. Păi ciudat. Că seamănă cu mine. Are și ea păr de... Are și ea. Și când mănâncă, râgâie și ea râgâie. Când se uită în oglindă, și ea se oglindă. Când bag deși un nas și mănâncă muci, mănânc și eu. Păi, ce-i cu iubita mea? Și a patra iubită a mea, ea o cheamă Mercedes. Este o iubită foarte frumoasă și e rușine. Tot timpul mă duc, o spăl, îngrijesc de ea, îi dau benzină. Că dacă nu îi dai benzină, iubita mea, practic, nu vrea să meargă nicăieri. Și spui, dăm benzină. Și mă așez în ea și ea mă duci tot timpul. Dar și că dacă nu conduc, ea așa mă mână, s-a stricat iubita mea. Și o trebuie să mă duc în service cu ea. Vă
Vă dați seama ce cheltuială de bani și, și tot și iarăși în servers, iarăși în server, iar pune benzină, iar... Băi, mi-am dat seama că nu e iubita mea, nu este de bine, pentru că eu deja aveam două joburi, lucram în două lucruri, ca să pot să o întrețin pe ea. Și la un moment dat m-am despărțit de ea și mi-au zis și prietenii, băi, despartă de ea, că nu e de tine. Deși îmi părea foarte mult, era atât de frumoasă, avea o formă foarte frumoasă. Mă urcam în ea, uneori dormeam în ea, era superb. Și puteam de aceea ori mâine cu ea, asta era fain cu iubita mea. Și vă povestesc despre ultima și cea cu care am rămas. M-am dus într-un salon și am văzut-o pe ea. Era atât de frumoasă. Apăsam pe un buton și ea spunea, dar ce îmi doream eu să spun? Tăcea când, tot timpul tăcea că tăcea, nu spunea prostii, era foarte cuminte și foarte treabă. Dar uneori se oprea, nu mai avea baterii, circuitele ei nu mai funcționau, dar nu înțelegeam de ce. Și asta îmi plăcea, că iubita mea, oricât, orice făceam, ea tot mă asculta și era foarte, foarte ușor de trăit cu ea. Pentru că, știți cum, când ai iubită, când e iubită adevărată, care e cu minte, care tace tot timpul și este liniștită, e foarte bine. Dar uneori trebuie să-mi casă, pun în priză, să pun în baterii. Și s-a întâmplat așa că m-am dus la părinți și părinții mei m-au întrebat, băi, asta e iubita mea, păi și nepoț, cum o să ai nepoț? Păi ne ducem în fabrică și dăm comandă de un copil, ca și ea. Îi punem scheme, chiar putem să planificăm, să vedem cam cum vrem noi să fim. Copilul robot? Și părinții mei, copilul robot? Cum așa? Dar ce are noi, omule? Nu ai bătaie de cap, nu trebuie să schimbi pampers, nu trebuie să duci la școală, nu trebuie... Și chiar am găsit un operator care să o învețe, să-i pună programe în ea și să-i arate cum ea trebuie să fie și să o învețe pe ea să fie mult mai bună. Și am trăit fericit până aici. Bătrânesc cu Bimbo și cu... Și după ce am... Și am murit, dar ea a rămas. Și până după ce am murit ea, ea și-a găsit alte. Alt soț. Pa, pa!